Doamnelor și domnilor, viața Cereaselei Erogen este ca un roller coaster, am putea spune, sus, jos, sus, jos. Povestește acum despre experiența incredibilă pe care a avut-o până momentul în care a ajuns să devină mamă. Ați reținut că 3-4 ani de zile nu a rămas însărcinată, deși și-ar fi dorit, după care a avut o primă sarcină care însă s-a oprit în evoluție la 8 săptămâni, deci aproape 2 luni. Și în momentul ăla mi-a căzut toată lumea în cap, parcă totul s-a oprit. Am început să mă duc la specialiști, adică nu doar la un ginecolog normal și nu doar la analizele de bază, și toți au început să-mi dea tot felul de diagnostice în care unul mai urât ca celălalt. Ce anume? Adică ce puteai să? Adică să nu spune ca, boala exact, dar nu ce știu, că ovare polichistice, că uter retrovers, că uter fibromatos, că vârsta, că deja ajunsesem la o vârstă înaintată și toți au semnat. Vârstă înaintată? Aveam 40 de ani. Da, cabifierea, vă rog exact, să vă uitați. Da, adică asta spuneau doctorii, din punctul lor de vedere. Că e mai greu să susții o sarcină. Că nu mai am nicio șansă, nu știu, îmi găsise și un megalovirus, nici acum nu știu bine ce înseamnă. Și tot m-am dus și aveam vreo 20 de dosare, că am tot zis să mă duc la specialistul X, să mă duc la specialistul Y, să mă duc la... Și până la urmă toți, cam 20 de doctori, adică numărați, nu metaforic, m-au spus că nu am nicio șansă. Și soțul meu a început să-mi spună: hai să ne gândim să înfiem un copil, cum să facem. Da. Și am zis, n-o să înfiez pentru că sigur o să fac ceva. Nu vreau nici în seminare, că simțeam în sufletul meu că eu o să am un copil. Și primul lucru pe care l-am făcut, am început să mă duc la... Mi-a povestit cineva de Ghighiu, de mănăstirea Ghighiu. E extraordinară mănăstirea Ghighiu. Da. Și doamna de mai devreme. Da, da, vorbeam. Da, da, da. N-am fost atâta, și eu până am mers ani de zile acolo. Nu numai, avem... am o prietenă pe care o știți, Iuliana Marciuc, care apoi am trimis-o și pe ea nu rămăsese niciodată. Eu am trimis-o acolo și a rămas însărcinată, nefiind niciodată însărcinată. E adevărat. Ani și ani și ani și a vrea să înfieze un copil. Asta ca o paranteză. Și am început să mă duc să mă rog. Era o măicuță care nu mai există în ziua de astăzi, care deținea singura Lavrenția. Lavrenția mi-a numit primul copil ca surpriză. Așa am rămas, dar prin multe minuna de la Ghighiu. Așa ți-a zis? Da. Deci bun, da. Te-ai dus acolo, te-ai mi-a rugat. Binecuvântat Burtica. Și m-a întrebat un lucru. I-am zis, uite, poate este păcat pentru că nu sunt căsătorită în biserică. Pentru că soțul meu, fiind evreu, n-au vrut nici sinagoga, nici biserica. Suntem doar civil, adică la primărie, cum ar fi. Și m-a întrebat, s-a uitat în ochii mei și m-a întrebat, maică, tu l-ai luat din dragoste? Zic, da, că n-avea niciun bani, dar era un băiat frumos, înalt, e un băiat... Și atunci căsătoria ta este binecuvântată. Și ea mi-a povestit, măicuța Lavrenția, că de la 10 ani s-a dus cu mătușa ei să ducă ceva la niște măicuțe. I-a plăcut atât de mult încât ea a rămas de la 10 ani de atunci în convent, adică a rămas în mănăstire. Și deci nu cunoștea viața asta normală de zi cu zi. A crescut de la 10 ani acolo, dar a fost primul om cu față bisericească care cumva mi-a aprobat această căsătorie și nu m-am mai simțit eu cumva... Te-ai eliberat. M-ai eliberat, sincer. Și pe cine m-ai ajutat, măicuța Lavrenția? Pe Romanița Iovan. Exact, mi-a și spus, știi, mamă, cu uite a venit și mi-a spus că Romanița Iovan a construit foarte mult acolo și a făcut multe donații și... era foarte spirituală măicuța Lavrenția. Ea mi-a lăsat ca moștenire, după ce a murit, de la cea care a îngrijit-o și a fost alături de ea, mi-a lăsat rozariul ei. Ce superb! Da, pe care l-am și acum și miroase a trandafir și acum. Și o sticluță cu ulei, rozariu care l-a avut permanent la gât. Ce? Deci vreau să te întreb lucrul următor. Deci te-ai dus, te-ai rugat la mănăstirea Ghighiu, te-ai întâlnit cu măicuța. Și am rămas însărcinată. Fără timp. Niciun fel de tratament, preparație, cum se spune. Am avut un tratament la minte, sincer. În momentul ăla mă dusesem și n-aveam nici foarte mulți bani și costau toate analizele alea și mă trimis și la genetică și la, deci mă deja mă împrumutasem și la un moment dat am dat peste o doamnă, deci au fost doi îngeri în viața mea, care era doctor, biolog, nu era ginecolog, specialist în sarcini cu probleme și m-a chemat, ia vină tu puțin mâine la mine și mi-a zis, te oprești tu din analizele astea? Te detașezi un pic în capul tău și te duci și tu și
faci ce trebuie așa din bucurie, nu te mai relaxezi. Faci ca să te relaxezi și nu mai te gândești doar la avea copii, termometre, măsurători și toate cele. Ce? Oprește-te din orice analiză, relaxează-te, dacă e să fie, o să fie. Și ce să credeți, ce să vedeți, în câteva luni, cam la 5-6 luni, după ce deja mă dusesem de câteva ori la Ghighiu, eram însărcinată, dar nu știam, și îmi recomandă o prietenă bună, cunoscută, un domn doctor, nu vreau să-i dau niciun nume, și spune, este cel mai bun doctor ginecolog, trebuie neapărat să te duci la el, mă duc. Dragii mei, îmi face ecografie și îmi spune, îmi dă procent. 90% ai casa copilului fără embrion. Am simțit că mor. Am sunat pe soț mașină și am zis, eu în momentul ăsta o să iau mașina și o să mă urc într-un stâlp și o să mă dau peste un copac, pentru că eu nu mai suport. Deja plângeam înainte când vedeam publicități de Pampers, eram atât de sensibilizată când vedeam cărucioare, mămici pe stradă, deci mă scurgeam pur și simplu de suferință, pur și simplu nu mai puteam. Și când în sfârșit am zis, wow, minunea s-a întâmplat, numai că acel doctor a greșit. M-am închis în casă 3 zile și a venit o amică. Ce auzi, fata, dar ai mai cerut și tu un second opinion? Exact. Se spune, da. Ce să mai cer? Că e clar că e ca prima dată și mi-a dat procent, e doctor foarte bun. Dacă eram în altă țară și îl dădeam în judecată, pentru că psihologic am căzut rău. Deci, e un vrei de bani. Te-a marcat, exact. Sincer, rău, dar puteam să pierd copilul pe bune doar absolut din cauza aia. Sigur. Și soțul meu zice, la mine, nu te urca în mașină, nu pleci niciunde. Eu spuneam, nu, eu nu mai suport. Pentru că căzusem psihic foarte tare, mi-a dat și procent. Nu mi-a zis, s-ar putea. Mi-a zis 90%. Nu o să uite aceste cuvinte niciodată. Și a spune, hai că am eu o doctoriță de cartier la un spital de cartier, sincer, adică ceva simplist, nu dau nume, dar e ceva undeva foarte simplu, foarte... Și doctorița e o doamnă finuță, drăguță, îmi zice, draga mea, vrei să asculți inimioara? Pentru că inimioara se numește Carolina, acum are 16 ani, sarcina era viabilă și mi-a zis, nu știu cine ți-a spus asta, dar bucură-te că sarcina ta este acolo. Și ai auzit inimioara atunci? Și am auzit pentru prima dată inimioara și a fost cel mai frumos lucru pe care poate să-l audă un om. Cel mai minunat sunet din lumea asta. Într-adevăr, așa este. Sincer, că știi și tu. Da, așa este, într-adevăr. Deci am crezut că zbor, mi s-a dilatat inima. Dar tu vreți să știți după cât plânset și după câte serii în care închideam televizorul că nu mai puteam să văd Pampers, în care nu mai puteam să văd mămici. Reclame. Și reclame, da, pentru copii și mâncare, pentru copii și pentru că ești focusat fix pe ce te doare mai tare, că probabil și acum văd, dar cine mai vede că acum nu mai contează. Și măicuța atunci când mi-a binecuvântat burtica, mi-a zis, o să vezi că o să faci o fetiță și noi o să o numim minunea de la Ghighiu. Și când am născut, n-ai voie să te duci în biserică atunci când ești lăuză. Da. Decât în momentul în care botez copilul și eu în perioadă. Și ea mi-a zis, 40 de zile, mi-a zis, vino încoace. Când e vorba de iubire, copii și miracole, totul e minunat. Te bag în bisericuța mică, pentru că acolo este icoana făcătoare de minuni. Și m-a dus acolo și am mers în genunchi și am mulțumit și îmi curgeau lacrimile. Și am zis, știu că par așa nesimțită, dar aș mai dori un copil dacă tot a venit. Să nu rămână Carolin singură pe lume. Pentru că eu sunt copil unic, deși am suferit, măcar dacă aveam un frate, o soră, poate mi-era mai ușor. Exact. Și am zis, știu că o fi vârsta, știu că o fi greu. Și fără niciun tratament, fără niciun lucru și acea... biologă m-a ajutat până la 3 luni, că la mă speriasem de doctor, m-a susținut ea și la mă zis, alege și tu un ginecolog, eu nu pot să naști cu mine, că eu sunt doctor biolog, în cercetări, da, nu, da, da. Nu pot să naști, că nu sunt specialist în sensul ăsta, dar prinsesem așa o frică de doctor și mă injectaseră metaforic spus cu tot felul de frici și tot felul de lucruri. Și bineînțeles că visam că dacă o să aibă copilul ceva, dacă nu o să aibă, și am vrut să nasc natural. A doua naștere sau prima? Nu, prima. Carolina. Am vrut să nasc natural și
Când s-a apropiat și am făcut 40 de săptămâni, Carolin fiind foarte lungă, n-a avut loc să se întoarcă, a rămas cu capul sus. Și picioarele și n-aveai cum. Și n-aveam cum. Și m-au programat la cezariană și am sunat pe doctor și a zis, mi-este foarte frică, vă rog să mă reprogramați mâine, că eu astăzi nu pot să nasc. Și uite așa am schimbat ziua copilului de pe 15 aprilie, am schimbat pe 16 aprilie, acum. Deci zile... a fost ziua ei, la mulți ani. La mulți ani, ei, am prins mulți ani. Sănătoasă. The Sweet 16, am prins 16 ani, doamne, ce vârstă minunată. Frumos. Și la 2 ani, mai puțin de 2 ani, a apărut și surioara ei, Natalie. Da, ai continuat să mergi la Ghighiu? Da, am continuat să merg la Ghighiu, am continuat să mulțumesc, am continuat recunoștința. Amândoi copii cunosc lucrul ăsta, am fost cu ele și am zis când a plecat maica la Vrența, faptul că mi-a lăsat ceva doar pentru mine, ceva foarte special, m-am simțit binecuvântată. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu atunci când mi s-a spus că până și sarcina aceea nu există și nu este bună și nu o să poate fac niciun copil. Poate domnul era sur, n-auzea inima copilului, avea o problemă la urechi. Da, 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 adică tu n-ai avut nicio vină. Da, așa este. Numai că a trebuit să treci prin multe. Am trecut prin multe și la vârsta de 5 ani, Carolin s-a ars și am ajuns cu ea la spital. Cum s-a ars? Eram toți în casă o grămadă. A fost momentul cel mai urât din viața mea. Și a găsit un pahar cu dublu pereți de jumătate de litru și erau, sunt bidoanele acestea, cum aveți și voi, cu apă fiartă și apă rece. Da. Da. Care are un lucru să deschizi apa fiartă. Nu un este simplu. Robinet, da. Dar trebuia să faci o altfel. Da. Să împingi. Ea la 5 ani, nu știu cum a împins, a umplut paharul, l-a pus pe masă să-și facă ceai. Noi eram toți în casă, n-am văzut, n-am auzit. Și nu ajungea cu piciorul jos. S-a pus pe scaun și a vrut să facă curat, că e puțin maniacă de ordine. Și a dat picătura de apă și când a dat cu mâna tot paharul cu apă fiartă de 90 de grade a căzut pe ea și a căzut pielea automat de pe ea. Deci a fost ca o banană. Și mama mea când i-a scos rochi, a scos cu piele cu tot și se vedeau mușchii. Și ea spunea, o să mă fac bine, soțul meu s-a paralizat, i-am tras o palmă. Și am fugit la spital, a doua zi trebuia să plecăm în Turcia, am ajuns la spital și ea bandajată toată, cu arsură de gradul 2-3, căzuse toată pielea și aici și pe spate și toți vorbeau de grefe. Și domnul doctor care este director acum, atunci era doar pentru arși la copii, la Grigore Alexandrescu, era în America. Și am ajuns cumva să vorbesc cu dânsul și a adus niște plasturi cu celule stem pentru răniți de război. Iauzi. Și copilul meu nu are niciun semn. Extraordinar. Nu s-a mai făcut grefă de piele. Extraordinar. Ea fiind puțin mai colorată, așa ca tine, are o culoare mai închisă, nici eu nu sunt albă din ce vedeți. Da. Ea este un pic mai închisă decât mine. Și a zis că norocul ei, că având o piele de culoare mai închisă, este o piele mult mai rezistentă. Într-adevăr, da. Da. Da, care se regenerează mai repede. Și acest plastru, și mulțumesc lui domnul doctor și doresc toată sănătatea din lume, și acești plasturi au ajutat-o să nu mai facă grefă, că trebuiau tăiată piele din altă parte, grefată acolo cumplit. Și cumplit. Deci acest o copil cumva, da, chiar a fost ajutat și binecuvântat. Minunea de la Ghighiu 2. Minunea de la Ghighiu 2, da, ea a primit multe minuni, într-adevăr, și minunea care am primit-o, de fapt, am primit-o eu, că nu am crezut cu adevărat că o să fiu mamă, dar clar că în străfundul sufletului meu tot timpul mi-am repetat și cred că asta ajută foarte mult să nu crezi ce spun doctorii, să nu crezi ce scrie în cărțile de medicină. Să nu crezi ce spun toți doctorii, că da. Mai sunt și unii foarte buni. Da, sunt de acord cu tine, dar... Cel mai multe păreri. A avut o experiență asemănătoare cu un doctor care spunea că nu știu ce se va întâmpla cu sarcina. Și omul nu are niciun fel de probleme, ești un copil absolut minunat, sănătos, n-a avut și nu are niciun fel de problemă și, într-adevăr, i-a ales un alt doctor. Adică, înțeleg prin ce gamă de trăiri poate să treacă o femeie în momentul în care cineva îi spune copilul tău s-ar putea să nu fie bine. Eu am schimbat 6 doctori, adică... A, minunat. Și după aceea, mie mi s-a spus dacă te-ai întâlnit cu el, nu știi exact ce-i face, îl ierți, dar... L-am iertat, bineînțeles, dar sper că nu i s-a mai întâmplat. Am auzit că oricum a avut probleme, deci independent de mine. Și cumva cred
sau sper să nu mai treacă nimeni prin ce am trecut eu, că cineva mai labil decât mine, chiar pe bune poți să te arunci în cap sau să... Pentru că în momentele alea îți pierzi orice uz de rațiune. În momentele alea nu mai simți decât că ai o durere atât de mare în suflet, încât vrei să-ți faci ceva fizic, să te doare fizic, pentru că nu mai suporți durerea sufletească. Durerea fizică este mult mai ușor de suportat decât durerea sufletească. Este mult, mult mai grea durerea din suflet. Într-adevăr. Și toată viața mi-am dorit și am visat să fiu mamă și când toți mi-au spus că nu o să pot să fiu și să ai o speranță să ți se deschidă o ușă și dintr-o dată când ajungi lângă ușa, bum, să ți se închidă exact peste... față. Suntem de Paște, să-l iertăm pe domnul doctor. Bineînțeles că l-am iertat de multe, binecuvântăm cu toții. A fost o greșeală. Bineînțeles. Și important nici nu mai este ce a spus doctor, important este existența acestui copil care minunat.